Stimați prieteni, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Provocări și Perspective Actuale. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi pe această platformă media. Astăzi aducem în atenția dumneavoastră o temă importantă de actualitate și anume vrem să vorbim despre impactul inteligenței artificiale asupra societății noastre. Ne bucurăm să îl avem împreună cu noi, invitat special pentru a dezbate acest subiect pe Cătălin Vasile, director al Producens Media București și consultant IT. Bun revenit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Mulțumim și noi ne bucurăm, Cătălin, pentru că ești aici cu noi și sperăm să pătrundem în acest subiect care este și controversat, dar și de actualitate în același timp. Așa este, cred că este momentul potrivit să avem această discuție. Să spunem, tot ce înseamnă informațiile despre inteligența artificială, văd că se propagă foarte mult în mediul public, în mediul online în special, așa că ar trebui să ne uităm puțin și noi creștinii din perspectiva Bibliei, ce înseamnă inteligența artificială, care sunt, să spunem, avantajele. Și, bineînțeles, care sunt pericolele dacă, într-adevăr, vrem să vedem realitatea așa cum e ea. Într-adevăr, de mult am avut așa în plan să abordez acest subiect și uh, am zis că ești mai potrivit pentru că vii din zona aceasta IT-ului, ești inginer în uh, domeniul software uh, și ai lucrat, lucrezi în domeniul ăsta al securității cibernetice uh, și în ultima perioadă uh, Inteligența artificială a devenit așa, o prezență constantă, se vorbește mult în mass media despre ea. Uh, va deveni parte din viața noastră în următorii ani, asta ne spun specialiștii. Și prima întrebare ar fi: e chiar nevoie de inteligență artificială? Noi am avut parte de-a lungul anilor de anumite salturi tehnologice sau revoluții tehnologice. Dacă ne uităm cu mulți ani în urmă, în secolul XVI a fost acea revoluție prin ap apariția tiparniței, apoi a apărut internetul în anii 1900 și, și, în ultimii 30 de ani tot asistăm așa la tot felul de revoluții tehnologice și iată că această inteligență artificială e cumva vârful, a zice, Invențiilor sau a descoperirilor în zona aceasta tehnologică. Și, ca specialist, ce opinii ai? Chiar avem nevoie de ea? Și pun întrebarea în ideea că mult s-a scris în presa locală și națională și internațională și s-au tras și semnale de alarmă cu privire la anumite riscuri. Și, tocmai, în ideea aceasta. Am pregătit subiectul nostru de astăzi, să putem să explicăm ascultătorilor noștri rolul inteligenței artificiale, cât ne va ajuta sau ne va încurca viețile, așa cum crezi tu și cum știi din informațiile pe care le ai la momentul acesta. Da, clar, este un subiect foarte, foarte important și trebuie tratat, pentru că dacă nu tratăm într-un mod corect, acum cu siguranță vor apărea tot felul de alte. Uh, să spune, idei uh, cât una mai, mai să spunem așa, mai năstrușnică decât alta, interpretări greșite chiar din zona aceasta a conspirațiilor. Uh, Daniel, ca să înțelegem puțin uh, arti, inteligența artificială, dacă mă întreb pe mine, uh, așa să spun un răspuns da și nu, dacă avem nevoie de inteligență artificială, răspunsul meu este da. Și Apoi comentăm să cât eu. de mult putem merge cu acest da. Dar răspunsul da, în, și ne uităm puțin, și eu mă uit acum 30 de ani în urmă, când pentru mine uh, inteligența artificială a fost materie de studiu la facultate. Deci am avut o materie care se numea artificial intelligence, arti, inteligența uh, artificială, care la vremea respectivă, acum 30 de ani, și acum îți dau niște exemple, și tu să-mi spui dacă într-adevăr avem nevoie sau nu. Constat, din câteva aplicații, încerca să simulăm cum gândește mașina, da, noi, limbaj mașină, și să simulăm niște modele care, practic, aveau niște aplicații în viața reală. Deci, practic, ăsta e scopul inteligenței artificiale: să aducă un aport de beneficii omului pentru viața de zi cu zi, absolut orice înseamnă viața noastră. Și, la vremea respectivă, când noi, când eu eram student și studiam materia aceasta și uh, chiar am dat examen, aveam ca aplicații practice program de mașină de spălat acum 30 de ani. Avem, ne avem astăzi? Sigur. Avem nevoie, avem nevoie. Intersecția semaforizată de la Paca, pentru cei care nu sunteți din București, știți unde este, da? Problema respectivă a fost un chiar un proiect. Cum să semaforizăm, astfel încât să avem un trafic fluent. Din păcate nici acum nu este atât de fluent, dar vreau să spun că cel puțin la nivelul nostru la nivel de proiect există încercat. Da? Uh, un alt proiect Tabela electronică de la aeroportul Otopeni, care la vremea respectivă era o chestie mecanică, rudimentară, cum era și în Gara de Nord, dar acum este totul electronic. Și noi la vremea respectivă făceam simulări cu sosiri, cu întârzieri, cu uh, plecări, cu tot felul de informații și încercam să creăm într-un format mai puțin grafic la vremea respectivă, astfel încât inteligența artificială să ajute la managementul traficului aerian. Da? Deci de avem nevoie de asta? Deci noi nu ne gândeam că uh, ceea, ce inteligența artificială, atunci, ceea ce inteligența artificială înseamnă astăzi și că te, inclusiv noi specialiștii nu credeam că va evolua atât de rapid. Clar va evolua, dar nu în ritmul ăsta. Și vreau să spun că noi suntem surprinși, cei care lucrăm, că nici noi nu putem ține pasul. Vă spun un secret, noi nu ținem pasul cu absolut tot ce apare în domeniul. Deci suntem cu poate luni în urmă cu jumătatea de an în urmă, astfel de ceea ce se întâmplă la tehnologie la nivel global, deci. Răspunsul foarte clar este da. Acum, în continuare vom vedea care sunt limitele și ce înseamnă, ce înseamnă care a fost intenția și la ce s-a ajuns și la ce se poate ajunge dacă această dezvoltare a inteligenței artificiale nu este ținută sub control, avem o problemă. Și chiar ai vrea să pornim de la o idee, dacă vă lasă să da, continui pentru a pregăti până trecem la cealaltă întrebare, este următoarea lucru. Să ținem minte că în tehnologia informației, că de aici pornește toată treaba, când vorbim despre inteligență artificială, vorbim absolut tot ce înseamnă sisteme electronice și hardware, software, astfel încât să simuleze Inteligența naturală, că de aici a pune. Iar chiar creatorul calculatorului, cel care a fost la, uh, uh, să spunem, principiul acesta al sistemului de calcul cu unitate de intrare, unitate de procesare, unitate de ieșire, da? Deci vorbim de tot ce vedem noi într-un computer, fie că el este un mainframe, cât o casă sau știu este un telefon mobil, e principiul același. El a avut ca și model ființa umană. Și noi avem unitate de intrare, de simțurile, procesarea creierului, inima, și apoi gura și celelalte zmin care dăm afară. Deci toate lucrurile au pornit de acolo. Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului este că evoluția a fost atât de rapidă încât uneori limita aceasta dintre interfața aceasta umană creată de Dumnezeu și ceea ce uh, ființa umană încearcă la rândul ei să creeze ființa artificială, că până la urmă asta este, merge foarte, foarte, foarte apropiat. Există o limită acum și chiar o interferență deci nu mai merg în paralel, ci la un moment dat chiar se interferează. Și aici suntem astăzi. Da, am înțeles. Acum am mintit de anumite riscuri, I am zis și eu la începutul emisiunii, și chiar citeam un interviu, pionerul, inițiatorul inteligenței artificiale, spunea că aceasta ar putea reprezenta o amenințare mai presantă, spunea el, pentru umanitate decât schimbările climatice și uh, trăgea niște semnale de alarmă spunând că, așa cum ai menționat, în viteza asta cu care s-au derulat lucrurile, se pare că s-au scăpat anumite mecanisme de control și uh, spunea domnul respectiv că e nevoie de o atenție mai mare pentru a ține în frâu și a nu ne deveni un dușman inteligența artificială. Acum, te rog, cum vezi tu lucrurile? Cum ai comenta o această opinie? Hai să spun, chiar din denumirea facultății, există numește facultatea de automatică și calculatoare. Îți dau un exemplu, peste tot în lume. Computer Science. Facultatea de automate, când vorbim, ca așa au început, sisteme automate și calculatoare. Deci sisteme care, aparatul de cafea, un sistem automat, bariera de la intrare la supermarket, în parcare. Este un sistem automat. Și multe chestii din acea. Tot ce avem noi aici în jurul sunt sisteme automate. Uh, inclusiv o cameră care își face singur autofocus și își a sunetul. Da? Deci, vreau să spun că transformarea majoră și primul pericol pe care îl avem este trecerea aceasta de la automat la autonom. Deci, trebuie să ne jucăm puțin cu termenii. Sistemele informaționale de-a lungul timpului s-au dezvoltat ca sisteme automate. Și calculatorul este un sistem automat. Am ajuns la nivelul în care sistemele automate, pe lângă faptul că sunt automate, încearcă sau se doresc a fi și autonome. Asta înseamnă un sistem automat, cel puțin la nivel inițial, atunci când îl scoți din cutie și încerci să-l instalezi, are nevoie de o prezență umană. Există un sistem de management, fie că este local, fie că este centralizat acum în cloud. Deci tu ești aici și tu faci management la nu știu ce server din Dubai sau știu eu, din Tokyo. Sunt un român care fac chestia asta. Deci, dar există o intervenție umană. Cineva controlează, monitorizează. Când vorbim de sisteme autonom și trecem de la autonom, de la automat la autonom, are de-a face cu propria decizie de a acționa, de a închide, de a deschide. De a uh, uh, știu eu. Și vedem asta, de exemplu, sunt tot felul de invenții în zona uh, auto. Se spun că există senzori acum în mașini în care dacă simt uh, senzori pentru alcoolemie, dacă cumva alcoolemia ta în aer expirat este mai mare de o anumită, uh, de un gramaj, mașina nu pornește. Ăla nu mai este un sistem automat, este un sistem automat autonom, în sensul că mașina ia decizie fără, indiferent ce face face tu. Da? Practic, îi se spune override în limba engleză. Practic, trece peste voința celui care manipulează sistemul. Deci, practic, primul pericol pe care îl văd, și poate cel mai mare este, și suntem încă la faza incipientă, este ca mașinăria să poată ia decizii în virtutea puterii cu care i s-a dat să facă. Pe lângă faptul că învață, că știe. Și că și este pasia decizii, decizii care uneori sunt contra ceea ce ființa umană, creatorul, da? că și omul devine creator, îi dă să facă. Da, am înțeles. Deci, până la urmă, lupta aceasta între a ține în echilibru cei doi termeni, automat, autonom și evoluția din ultimii ani a toată tehnologia așa se îndreaptă înspre, așa cum spuneai mai mult, spre autonomie, în momentul în care omul să aibă tot mai puțin de, de acționat sau cumva să limiteze acțiunile omului, cumva să-i anticipeze acțiunile. Și aici vrem să venim un pic și pe zona aceasta noastră spirituală, religioasă și um, Cumva să vedem aplicabilitatea uh, atât a tehnologiilor cât și a inteligenței artificiale, dar dacă ar fi scăpată de sub control, uh, cred că ar putea fi folosită împotriva umanității. Uh, spun asta pentru că a fost așa un uh, caz răsunător în Belgia, Un uh, tată a doi copii uh, s-a sinucis după ce, doi ani de zile. El s-a confesat, a fost consiliat de către un chatbot și îi spunea acestuia problemele care îl preocupau până la un moment dat în care a fost îndrumat cumva să-și pună capăt vieții pentru că asta e soluția și că va finaliza bine în rai și așa mai departe. Și a fost așa, cazul acesta s-a rostogolit în presă și practic de atunci s-au pus așa niște semne de întrebare până unde poate merge inteligența artificială dacă este scăpată de sub control poate produce anumite dezastre. Bun, inteligența artificială încearcă într-adevăr să copieze, să fie o replică inteligenței umane. Încă E o mare diferență, încă este la nivel infim, a spune. Dacă o comparăm, Hai să așa, ca la număr de rețele neuronale, la neuronii pe care le are un creu uman și uh, un computer, da? un robot dintre acestea, un chatbot. Dar dacă vorbim um, la nivelul uh, uh, utilizării în zona aceasta spirituală, hai să revin imediat la zona spirituală, hai să luăm un artă.. Uh, toți știm cum arată o partitură, da? Se lucrează acum și face destul de multe progrese zona aceasta de interpretare a partiturilor, opelor mare din, din, muzica clasică, de către roboții. Lucru, să spunem, de făcut într-un mod destul de ușor. Pur și simplu roboți interpretează, îți pui instrumentul pe care să ți -ă, știe să citească prin camere, da, prin uh, senzori optici, citește Partitura, știe, nota, măsura, măsură, absolut, se o cântă perfect la ce instrument vrei tu. Ceea ce nu face robotul, deși interpretarea din punct de vedere tehnic este absolut corectă, chiar poate înlocui o, o orchestră întreagă, este componenta aia pe care Dumnezeu a pus-o noi și ca aia care înseamnă suflet. Da, componenta aia duhovnicească. Componenta asta, asta care ține de Dumnezeu. Care și în momentul unei interpretării unui cântec, a unui cântări, a unei opere, își punea amprenta, se vede clar. Și dau un exemplu. Atunci când ești întristat, ești cu sufletul uh, măhnit și se poate uh, testa asta foarte ușor. Un violonist va trage de arcuri sau va apăsa, poate, într-un anumit fel. Starea lui interioară, deși el cântă tehnic corect de fiecare dată, un dirijor sau un om care înțelege și chiar el, ca interpret, știe când este bucuros, va cânta într-un anumit fel, va păsa mai mult, sau când este stresat, când este bolnav chiar, sau știu, când are o dezamăgire, va face, el își va face treaba oricum. Nu ai ce să-i reproșezi din punct de vedere tehnic. Dar amprenta aia umană pe care o lași pe opera aceea pe care tu încerci să o faci, se vede. Mașineria nu poate să facă treaba asta. Ea va cânta la fel de fiecare dată. Ce se încearcă acum și vedem cum vor lua loc este ca pentru exact partea asta de, de interpretare să se mai adauge o linie la portativ. Și în linia aceasta la portativ să mai existe ceva astfel că să-i dea mașinărie robotului anumite stări și spunem astăzi aici este puțin mai supărat, apeși puțin pe arcuș, apeși pe coardă mai tare. Aici ești mai vesel, ești mai entuziasmat, ești mai trist, ești mai știu eu. Astfel încât cât de cât la un moment dat să dea oarecum o, o tentă așa cât mai umană a interpretării, ceea ce tehnic este imposibil. Dar vreau să spun, dacă la nivelul acesta al interpretării, dar atunci când vorbim de stări de aceste foarte profund umane, aceia în care numai Dumnezeu poate să pună, să știu eu, să pune balsam atunci când este vorba de o vindecare, atunci când să dea o încurajare, să-ți dea sentimentul ăla că nu e singur. Deci oricât ar încerca mașina să te sfătuiască, iar problema aceasta a consilierii nu are nicio treabă cu inteligența. Problema consilierii este o problemă de inimă, de suflet, de interiorul tău, de componenta aia divină, de asemănarea dintre om și Dumnezeu. Da? Aia care este partea dumnezească a omului. Păi pe aia nu poate să niciun calculator nu poate sfătui, fie să meargă înainte, fie să-și ia viața. Așa că pentru... Și asta se, e un pericol. În momentul în care încerci să tratezi în mod logic o problemă care ține de, de exteriorul logicii, care nu are nicio treabă cu gândirea aceasta computațională, cu siguranță este un dezastru. Și asta va face, pentru că cu siguranță copiii și tinerii în general vor fi tentați să apeleze la mașinăria acestea care dau sfatul decât să vină să se vorbă cu un om în carne și oase. Da, ai menționat de tineri și copii și în zona aceasta, cel puțin a elevilor, a studenților, e o frământare din mediul dascălilor în mod special pentru că a apărut acel chat GPT și profesorii sunt îngrijorați că lucrările pot fi făcute cu mult mai mare ușurință, apelându-se la inteligența artificială, eseile, referatele și lucrări care chiar erau în mediul academic cotate cu anumită rigorozitate. Iată că pot fi mult mai facil realizate prin intermediul inteligenței artificiale. Lucrări originale. Deci, nu există o lucrare în momentul în care tu îi dai să dea un eseu despre o anumită temă și eu voi da același eseu, cu siguranță eseurile noastre nu vor fi asemănătoare. Deci, practic, nu va avea o problemă de copyright la nivelul nostru. Adică, ne putem duce la același profesor cu două eseuri diferite, făcute de același om și vor fi la verificarea copyrightului, ului a, a drepturilor de autor, da? Uh, va fi absolut în regulă, nu va avea nicio problemă. Deci va trece de orice comisie și de orice, și de orice alt soft care există acum în piață de verificare a plagiatului, da? Apropo de originalitate. De ce? Pentru că sistemul acesta de inteligență artificială ce face? Nu e decât o, o, mare, un mare bunker, un container imens, de care, care se îmbunătățește pe parcurs. Asta este principiul de bază al inteligenței artificiale replică oarecum ceea ce face copilașul când crește. Primele lucrări ale acestei chatbot, chatGBT, au fost nici dezastru. De deci, ce? Că la un moment dat avea, el când a fost creat, deja a fost conectat cu Google, a fost conectat cu marile baze de date, cu universități. Deci, practic, știa să caute pe acolo, pe, pe publice. Dar în momentul în care au început deja oamenii să creeze și să adaugă, sistemul este făcut astfel încât el să învețe pe parcurs el tot învață, deci ceea ce ți-a dat rămâne la... Deci toate informațiile pe care oamenii le, le adaugă, el devin ca și informații adăugate în sistemul lui, de, în bagajul acesta imens. Deci vorbim de informații pe care nu le putem imagina, contoriza. Vreau să spun că performanța și calitatea acestui CGBT crește în fiecare zi. Crește în fiecare zi pentru că în fiecare zi se adaugă informații și apoi e în stare să combine, că asta face cgbt ul și orice alt sistem de genul acesta, este să combine, combine informațiile acestea pe care le găsim și noi dacă ne dăm silența și avem acces la toate, și avem timpul, apropo, ceea ce este foarte mult este timpul pe, și, uh, și viteza de acces. Și putem genera un pasaj de acolo, un pasaj de acolo și crea într-adevăr. Și într-adevăr este foarte greu de echilibrat. Aici este o problemă de care iată de zona eticii. Deja, pe lângă faptul că mașinăria poate să facă chestia asta, pentru că pur și simplu o chestie uh, logică, deci pur și simplu să facă copy-paste din tot felul de alte informații și se le, și se le pune într-un format, aici este o problemă etică și etica se face. Uh, se stabilește într-un într format juridic. Ceea ce ne lipsește acum, și asta e un alt pericol pe care vreau să-l vorbesc, este lipsa unui cadru juridic. Încă oamenii nu știu ce să facă. E e bine să. Profesor, într-adevăr, văd o, o problemă, nu există un beneficiu. Pentru student, cel puțin, nu îl ajută cu nimic. Copiat, poți să copiezi oricând. Dar juridic, pentru că aceste titluri, aceste lucrări, aceste informații pot genera tot felul de lucruri. Da, pot face ca unii oameni să câștige pe nedrept anumite lucruri, alții să pierdă, pot să falsifice, pot să facă absolut orice. Și din punctul ăsta noi nu avem un cadru juridic. Este etic asta sau nu este etic? Este ajută la bine, aduce prejudicii ceva unei firme, unei companii. Da? Când vă ce se cer să fac un plan de dezvoltare a companiei la care lucrezi, se spune și eu vin, mă duc pe chat GBT și spun, faci un business plan pe anul 2024. Și va faci. Da, bine ai punctat. Într-adevăr, e o problemă de etică și nici cadrul acela juridic nu este bine, bine implementat. Știu că aici am putea mult discuta și etica de-a lungul istoriei a abordat tot felul de probleme chiar din zona aceasta geneticii, în ultimul secol foarte multe probleme au apărut și probabil că își va pune și uh, această tematică pe ordinea de zi a inteligenței artificiale. Însă, în cuvântul lui Dumnezeu, noi găsim uh, o trimitere, așa o referință, spune Dumnezeu în cartea profetului Daniel, vremurile din urmă, cunoștința oamenilor va crește. Și evident că această evoluție în gândire, în, în creație, a dus și la apariția inteligenței artificiale. Cum ai menționat, omul a creat-o și o gestionează. Asta este că încă o gestionează. Și când pun la asta dintre pericole, este încă gestionează. De obicei, inteligența artificială se dorește a fi ceva care se gestionează singur. Și aici este pericolul mare. Atunci când devine într-adevăr un sistem complet autonom și poate lua decizii, de ce? Din sistemul acesta, pentru că el e deja făcut proactiv. Toți roboții ăștia care sunt acum, inclusiv uh, în echipamentele astea militare, sunt făcute astfel încât să nu îl rănească pe cel care îl manevrează. Da? Uh, cel care manipulează, întotdeauna are un statut aparte, pentru că este un fel de. spre sistemul slav, uh, master slave. Dar la un moment dat, uh, uh, prin procese astea proactive de a proteja viața, mi-aduc aminte un film celebru, a fost în care o dronă. Uh, a fost comandată tot să, să, să distrugă o celulă de teroriști undeva în Afganistan și pe lângă efectele acelea pe care le producea mai erau și câteva efecte colaterale. Operatorul drona a făcut o... sistemul de calcul a făcut -o, un calcul. Ce șanse sunt ca să producă efecte colaterale, că să moară și civil și au fost de șansele de 50, pe 45-50%. Și atunci era la decizia operatorului, dacă apasă butonul și ei dacă nu facem noi asta, ei oricum vor omori pe alții, mult mai mulți. Deci, practic, ori mor aici, ori mor în altă parte. Decizia a fost o chestie tot așa de etică, există o etică și operatorul a apăsat butonul și, într-adevăr, au distrus și au murit și civil. Vreau să spun că filmul pornește mai departe și continuă în care, pur și simplu, aceste drone, sistemul acesta este foarte supărat și începe să atace unitatea de la care a plecat doar pentru faptul că nu i-a luat în seamă uh, uh, sfatul de a nu ataca. Deci, practic, pentru ea un, un prag normal era de 20% de, 20 de, de victime curateale în momentul în care de crește. De. Deci, practic, sistemul acesta, în momentul în care devine autonom, poți să ia decizii în locul omului. Și inclusiv de a se copia, de a se autodistruge, de a se. Uh, și asta nu sunt filme să Deci, a, a, când vorbeam acum asta, acum 20 de ani, zice că sunt poate secvențe într-un film de science fiction. Nu, sunt uh, chestii care se lucrează, sunt elată. Uh, va veni un moment în care ne vom întoarce. Ca specialist la tii, eu am știut de la începutul timp, practic a fost așa, fără să știu evoluția industriei acesteia, că va veni un moment în care vom voi întoarce împotriva ei. Și mă aveam atunci în gândul acela, mm. vorbim acum de acum 20 de ani și ceva, 25 de ani, în care spuneam, băi, dacă cumva tehnologia va evolua atât de tare încât se va întoarce împotriva în o ființă umană, eu voi fi din un promotor, că întotdeauna am fost un promotor al, al tehnologiei, voi fi un anti-tehnologie. Încă n-am ajuns la faza aia de a fi anti, pentru că încă se controlează, dar dacă lucrurile merg cu atâta repeziciune, bun, ok, problema este să nu locuiască ființa umană. În momentul în care Încearcă să copieze ființa umană și să replice inclusiv partea aceasta, și omul devine din creator, devine slav, sclav, atunci avem o problemă. Aș vrea să facem așa un pas mai uh, 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 înainte și uh, să intrăm mai în profunzimea subiectului pe zona aceasta care ne interesează pe noi. Se presupune că inteligența artificială, în următorii ani, va elimina multe meserii, joburi. Roboții vor prelua din sarcinile omului tot mai multe sarcini. Și te întreb, ca unul care slujești în mediul acesta evanghelic, în biserică, ce părere ai? Va reuși cândva robotul să ia locul preotului, pastorului? Să-i facă slujba, meseria, cândva, cumva? Nu, răspunsul este categoric. Nu, nu va înlocui niciodată. Uh, va înlocui multe joburi, dar uh, tot ce înseamnă, tot ce ține de uh, spiritual, uh, la nivelul acesta al nostru, al ființei umane, practic tot ce ține de sentimente, tot ce ține de suflet, tot ce ține de, de uh, să spunem, de părticica asta Dumnezească pe care o avem fiecare dintre noi siguranță nu se va putea vorbi despre o înlocuire. Va va înlocui cu siguranță și deja o pace în multe în multe în depozite, deja toată această manipulare a produselor se face cu roboții, în în retail, în magazine, în, în tot ce înseamnă sistemul acesta de comunicare, inclusiv în zona aceasta a serviciilor. Sunt multe multe joburi care se pot care pot fi înlocuite și vor fi înlocuite. Dar în ceea ce privește uh, spiritualitatea, credința, uh, relația aceasta a noastră, a Copilului Dumnezeu în biserică, a părtășiei Divine, în niciun caz. Ce aș putea să zicem că și uh, aș vedea să zică că, că poate am putea. De exemplu, uh, n-ar fi ușor cu un sof să avem să învățăm o cântare nouă și nu avem pe nimeni priceput. Pur și simplu facem o poză la partitură sau scanăm cu telefonul, încărcăm partitura și cineva ne va cânta partitura pe care vrem să o cântăm. Tot inteligența artificială face și lucrul acesta. Da? Hai să spunem, o, dacă vrem să facem o aplicație sau avem un text și vrei să te pregătești uh, pentru, știu eu, pentru predică sau pentru studiu biblic și ai nevoie de un dicționar într-o limbă în care nu o cunoști. Vrei să vezi cum s-a tradus în notă? acum inteligența artificială și deja e disponibilă. Îți poate citi și chiar pronunța, traduce orice termen, spune. Deci, te ajută să faci lucrul acesta. Deci, la nivelul acesta, putem spune că te ajută ca un ajutor să ai beneficii. Sau vom avea în care vei avea un invitat din străinătate, va predica și nu va mai avea nevoie de traducător Pe ecran se va subtitra în mod direct, se face și lucrul acesta. Practic, el vorbește în limba lui, ceilalți vor vedea subtitrarea pe un ecran. Acum ecrane sunt peste tot. Deci, să zic că lucrurile acestea sunt disponibile. Mai mult de atâta nu văd cu niciun caz predici uh, și chiar dacă ar fi predici să, zic, hai să le spunem uh, texte, da? generatoare de texte se pot face. Da, se poate. Și se fac, s-au făcut la teste. Da, la se, momentul. fac, se pot face, genera predici, dar nu va fi o predică, ci va fi o un compenie, va fi un, un, așa, discurs. un, discurs. care lipsește feelingul acesta, sentimentul acesta uman. Călăuzirea Duhului Sfânt, exact, inspirația. exact. Dacă vreți să vorbim despre termen, și cam asta, la fel de vorbine vorbim de consiliere, îți poate da un sfat pe care îți l dă o mașină. În sensul totul pe niște, pe niște parametri tehnici, logici, care țin de logică. Spune, dacă trec pe roșu, eu am șanse să mă calce o mașină? Da, logic e clar, ai șanse. Da, dar dacă trec pe roșu și nu trece nimeni și semaforul e stricat, va fi dificil, da? va fi și componenta. domne, nu merge pentru că nu e nicio mașină, e interzisă circulația. Deci sunt niște lucruri care țin de, 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 sfaturi pe care nu le poate da decât un om. Știu deci că la auzirea Duhului sunt multe. Categoric. Acum, în ultimii ani s-au tot făcut teste și spuneam, chiar s-au făcut niște simulări zona aceasta a scrierii mesajelor și dacă în ediția trecută și în materialul din prima parte vorbeam despre lucrări academice, de eseie, chiar și în domeniul acesta spiritual, s-au făcut teste privind scrierea unui text care se dorea a fi predicat în biserică și pornind de la personalitatea, profilul predicatorului, erau date anumite elemente esențiale legate de profilul respectivului predicator și se pare că s-a reușit asta, inteligența și robotul a reușit să scrie acel text, însă ceea ce lipsește, așa cum spunea, e inspirația Duhului Sfânt, acea uh, puterea mesajului, uh, de fapt, vorbim doar de un discurs, vorbim de o oratorie care... Nu locuiește în mașini, în aparatură electronică. Că până la urmă, robotul este o, un, să spun așa, o structură de chipuri și de software. Da. Acolo nu locuiește Duhul Sfânt. Pentru a face, într-adevăr, lușba aceasta de predicator, de păstor, de consilier duhovnicesc, de părinte, de tată, de mamă, de știu eu, orice altceva care ține absolut de ființa noastră umană, nu, nu are cum să aceste aceste slujiri. Acum, uh, vorbeam uh, și spuneam că în Biblie Dumnezeu spune cunoștința omului va crește în vremurile din urmă. Noi credem că avem un Dumnezeu suveran, atotputernic, El uh, conduce istoria noastră, rămâne în control și uh, întrebarea ar fi cam până unde va permite, până unde crezi tu că va permite Dumnezeu Dezvoltarea aceasta tehnologie. E adevărat, o întrebare care îi preocupă mult astăzi pe, pe teologi. Și pornind de la realitățile acestea ale societății de zi cu zi, în care omul a reușit și încearcă cumva să creeze viața să în zona aceasta geneticii. Când, când limita cred că este și probabil atunci... A... Va fi finalul, este atunci până la limita în care omul se va crede Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu, omul crede că a creat sau e în stare să creează, va fi echivalent cu ceea ce a creat Dumnezeu sau poate chiar mai tare cu ceea ce Dumnezeu. Deci, practic, când omul se va pune pe aceeași, pe aceeași balanță cu Dumnezeu, omul, puțin, omul încercând să fie cel puțin la nivel cu Dumnezeu sau poate chiar mai sus, ceea ce este imposibil. Da? Omul, într-adevăr, încearcă și, și multe din creațiile omului copiază creația lui Dumnezeu. Dar niciodată nu va depăși. Atunci când ființa aceasta, ființa cu ghilimele de goare, ființa aceasta inteligență, nu va fi niciodată ființă. Va fi tot un sistem care depinde de energie, care depinde de curent, care depinde de lumina soarelui, care depinde de o sursă externă. Da? Și, în atunci când omul va încerca să. Facă ceva și să creadă că El este la fel ca Dumnezeu, Dumnezeu ne-a promis că vom fi la fel ca El, da? Încă din Grădina Edenului, da? Prin metoda Lui, prin ceea ce Dumnezeu a permis. De fapt, asta a fost Ispita de Exact. Ei, și Ispita aceasta a rămas în continuare. Omul devine creator și este creator, dar există această limită și, prin înțeles, omul are și tendința sa morbidă de a se autodistruge. Deci asta este. Tot ce creează omul, de obicei este creat ca să te ajute în general și este frumos atunci când avem o grămadă de aplicații care ne ajută, dar și multe dintre ele sunt pe autodistrugere. Ne fac rău. Dacă sunt folosite într-un mod greșit. Consider că, apropo, discutam la trecut dacă, într-adevăr, avem nevoie de inteligență. Avem nevoie de inteligență artificială să ne ajute, nu să ne subjuge. Fie că face să credem că suntem cineva și suntem ca Dumnezeu, fie prin aplicațiile pe care le are este depășesc oarecum atribuțiile și devin să decidă oarecum fata. Deci când mașinăria devine mai importantă ca ființă umană. Da, acum rămânând tot pe zona aceasta de ajutor, de sprijin al omului, mașinăria, robotul, și rămânând în zona aceasta a bisericii locale, a activității în, în trupul lui Hristos, biserica locală, cum crezi că inteligența artificială va avea un rol în ce privește lucrarea în biserică, în domeniul eclesiologic, dar și misiologic? Ai dat așa un exemplu... Nu o să mai avem nevoie de translaturi sau de traducători, că vor fi acele subtitrări generate automat. Sau mesajele vor fi mult mai facile, pentru că din diverse limbi se va putea lucra mult mai ușor. La nivel misiologic, am, am lucrat oarecum la o formă de de simulare pe o anumită zonă, în care pot crea niște predicții. Predicții tot așa, dar predicții nu ca știi ce se întâmplă, adică predicția înseamnă că totul e în mâna lui Dumnezeu, la nivelul ăsta. Deci încă suntem dependenți sute la de Dumnezeu. Dar cel puțin pe niște obiceiuri, cam ce se întâmplă la prognoza meteo, hai să spunem așa, da? Prognozele, apropo, pentru a crea prognoze, se, crea, se fac niște măsurători, niște analize unor fenomene, se merge pe un istoric, da? Deci, și atunci se generează inteligența artificială, tot. Acum, e în stare să dea niște pronosticuri, să spune că s-ar putea. Și aici dă niște procente, da? Totul este în procent. La nivel de misiune, am putea spune că dacă uh, facem un eșantion de-a lungul timpului și mergem pe experiență, vrem să mergem într-o țară musulmană în care. Știm foarte bine condițiile locale, răspunsul pe care în ultimii 50 de ani comunitățile musulmane au dat to la auzirea Evangheliei, modul în care s-au comportat. Am putea face un pronostic, o, o simulare, o modelare uh, prin inteligența artificială și am spune unei asociații misionare, că de aici vorbim, unei entități dintre acestea care se ocupă de uh, misiune. Să spunem, e bine să investești acolo, să trimiți misionari sau nu e bine? Sau e safe sau nu e safe? E siguranță, sau nu e siguranță. Am putea face chestia asta pe, pe niște modele deja... Dar asta, inteligența artificială, înseamnă că deja a învățat, adică are cel puțin un bagaj mare de informații despre situația economică, despre problemele politice, despre răspunsul lor și în care sunt niște factori care la un moment dat spune, da, sunt șanse ca din 100 de oameni pe care tu o să-i întâlnești o să ai o posibilitatea să, să, audă Evanghelia, unul să ajungă la al primi pe Domnul Hristos ca Domn și Mântuitor. Și atunci, dintr-o problemă, să spunem, spirituală, ajunge la o problemă de investiții. Și societatea misionară zice, pe baza, pentru unul, nu cred că merită să punem în o mașinărie întreagă să adunăm fondul, să trimitem, să pregătim, să știu ce să facem. Deci, practic, are exista. Ceea ce nu face în mașinărie este, știi cum e, că uneori Duhul Sfânt te trimite acolo unde nu există nicio șansă. Și chiar Pavel spune că la un moment, dacă Duhul m-a oprit să, da, să intre și trebuit să-i trimită pe alt traseu. Exact. Deci, acolo unde credea El că e bine. Sau când, gândeți-vă la Iona, dar el a vrut să nu se ducă. Deci toate experiențele lui cu cei din inimă erau negative și doreau să, dacă se putea, să dispară. Inteligența artificială, dacă era, atunci spunea, nu te duce ăștia, dacă am putea să-i distrugem. Nu. Dar inteligența spirituală, da, ceea ce Dumnezeu zis, este peste. Atunci s-ar putea să facem niște calcule greșite, să ne bazăm pe niște predicții pe niște chestii pe care le învățăm și care nu au avut nicio treabă. Duhul lui Dumnezeu te trimite uneori acolo unde nu există nimic, nicio șansă. Exact. Și chiar spune Apostolul Pavel, mi s-a deschis o ușă mare de cuvânt și tot acolo sunt mulți împotrivitori. Și pentru noi e un paradox ăsta. Da, când auzi că sunt împotrivitori. Deci deți undeva în care ai șansă să fii bătut, te duce. Acum, tu cu inteligența naturală, îi oferi informația asta inteligenței artificiale care este cum să spună? mai stricte decât tine, cu siguranță îți va zice, nu, nu te duce niciodată. Că e pericol. S-ar putea să iei o palmă sau să te omoare. Nu. Inteligența lui Dumnezeu și Duhul Sfânt îți va zice, am inventat un termen acum, inteligența spirituală. Clăuzirea. spirituală, da. Vocea Duhului îți va spune, du-te. Chit că vei lua o palmă, nu știu. Pavel a luat multe. Și s-a dus. Dar în zona aceasta academică, institutele teologice, e clar că în sfera educațională, inteligența artificială în următorii ani își va spune cuvântul și va împinge cumva procesul ăsta educațional într-o zonă mult mai evoluată. Crezi că și aici ar avea un impact inteligența artificială în institutele teologice? Cu siguranță, da. Adică în orice instituție de învățământ. Uh, și ajungea la problema aceasta de etică atât timp cât unealta aceasta este folosită fără a ne tăia de sub picioare, în sensul că nu va fi... Și asta se merge pe propria alegere, pentru că un profesorul... Eu uh, am predat și știu cum e. să ai un, o înțelegere la nivel cu studenții. Și îi spune, doar, de la student, vreți 10? Vă dau nota 10. Vreți să copiați? Copiați dar nu vezi nimic. Ce vreți? Să luați numai 10 și să nu știți nimic? Atunci ați venit degeaba. 10, nu e nicio problemă. Sau, a, dacă vreți să vedeți, spunem, și spunem, să vă faceți și atunci pentru voi în viață, vă va ajuta să faceți ceva. În Institutul Teologic, în primul rând, va trebui pentru că bibliotecile folosesc inteligența artificială, deci accesul la bibliotecile acestea mari, centri de cercetare, tot ce înseamnă literatura de specialitate, sunt deja cuprinse în acestea. AI-ul are deja deci, acces la aceste informații. Pe de altă parte, ce aș mai face eu la Institutul Teologiei, aș, fa aș, face un curs despre, sau despre problemele acestea, tehnologia și credința creștină. Deci, astfel încât păstorii, predicatori, cei care sunt pregătiți acolo, să știe cum să răspundă la provocările astea. Pentru că sunt multe chestii din realitate pe care ei nu le, nu le primesc în institut. Deci, instituțiile teologiei sunt defazate față de realitatea, din vedere al impactului pe care îl are. Și se trezesc că ei știu să predice, știu să fac o, o consiliere, știu să na, facă multe lucruri, dar nu știu să răspundă la o întrebare a unui tânăr sau unei adolescențe când spune uh, e păcat să copiez prin să fac lucrarea de control sau testul la matematică prin AI sau nu? Da, deci tu vezi un pic uh, o adaptare și un mers în rit cu societatea. pentru, pentru, pentru propria lor pregătire să o folosească, da? fără nicio problemă. E nevoie. Dar, pe de -o parte, trebuie să învețe și cum să trateze relația aceasta dintre ei, ca oameni, în primul rând, și apoi, acolo unde se vor duce, pentru că ei vor fi mesagerii. Vă întreb, inteligența artificială trebuie produsă și prin Sfânta Scriptură. Cine e mai specializat să vadă uh, uh, asta decât un om care studiază Sfânta Scriptură? Decât de să-și dea unii și alții cu părerea și să creează tot felul de idei de astea conspiraționiste, da? atunci cred că e cel mai bine ca în institutele teologice, prin oameni speciali, și asta nu se face decât un, un teolog, clar. Pregătirea ta nu se face decât de teologie. Asta se face despre oameni uh, care au cunoștințe din ambele părți și au adaptare. Da, acum unde văd eu conflictul acesta, dacă l-aș numi conflict, este în zona aceasta, de asta am și pus problema misiologică, uh, E clar că inteligența artificială va deține în viitor multe răspunsuri la întrebările umanității. Și atunci omul să dea mai mult credibilitate unui robot decât unui slujitor, unui om al lui Dumnezeu, care, așa cum spuneai, studiază cuvântul Domnului, încearcă să-l împlinească în viața Lui. Îl aduce în fața poporului, îl contextualizează, așa cum numesc teologii, procesul acesta și îl transmit în generația lui. Și atunci s-ar putea să fie mult mai ușor primit un răspuns dat de un robot decât răspunsul unui preot sau unui slujitor al Domnului. Și aici văd eu un oarecare conflict că va avea poate mai multă credibilitate un robot decât un om. Dar știți de ce? Pentru că și pe, și pe baza experienței anterioare, a experiențelor anterioare. Un, pe un robot pot să-l o grămadă de lucruri care țin de viața de zi cu zi. Da? Dacă se merge pe traseu ăsta sau pe alt traseu. Dacă, știu să aplic la asta sau la alta. Uh, unde sunt drumuri bătătorii? Unde sunt drumuri bătătorii? În, în care tu te, deja te obișnuiești cu această unealtă, că asta e, și tehnologia. Uh, asta și pericolul tehnologiei în general. Deci, practic, mă întorc cu un pas în urmă în industria asta uh, informa a informației. Uh, Practic, tot ce poate fi folosit ca sistem de manipulare, de control, apropo de controlul oamenilor prin diverse metode, uh, întotdeauna au fost făcute cu niște scopuri nobile. Da? Infrastructura există. Dacă vreți, spunem, apropo de chipuri și de discuția asta care durează să, să mai, mai termină. De control, da? de ID-ul astea. Într-adevăr, infrastructura poate să facă chestia asta. Ca să fiu urmărit, am nevoie de un singur device, ăsta. Acum soția mea știe că sunt aici, pentru că eu i-am permis să vadă absolut accesul. Deci nu am nevoie de un chip nicăra. Ea știe exact unde sunt acum. Și dacă știa și asta știe și Apple știe și Google știe și toată lumea și cei care da, știu, inclusiv Microsoft. Ai făcut reclamă la mare giganți? Nu, Grantea. noi aici spunem Big Tech. Dar am nu, am vrut să, să, fiu așa, am vrut să fiu imparțial așa că au numit pe toți. Dacă vorbeam numai unul, se numește reclamă. Uh, și problema aceasta a controlului vine și, bineînțeles, a inteligenței artificiale atunci când devine într-adevăr pericol și devine credibilă, atunci când tu ai deja experiențe nenumărate cu rezultate bune și atunci ia să mă întreb și în zona ta. Deci, practic, depășești o linie. Și asta, acolo este bariera, aia, uh, să spunem, granița dintre ceea ce este util și te ajută la, ca apropo, ne întoarcem la întrebarea din emisiunea trecută dacă este util, da? și ceea ce este periculos. În momentul în care interfațarea aceasta între mașină, om, trece limita aceasta ființei umane. O linie roșie care exact. nu trebuie trecută. Cătălin, suntem la final de emisiune și aș vrea așa pentru ascultători cei care ne urmăresc să tragem niște concluzii. Până la urmă, din punctul tău de vedere ca și slujitor, ca om credincios, are nevoie Biserica Domnului Hristos în secolul 21 de inteligență artificială? Momentan nu. Dacă mă întreb, răspunsul meu este nu. În momentul de față nu are nevoie de inteligență artificială și așa în, în ceea ce privește... Mă refer la ceea ce se întâmplă în interiorul bisericii, la nivelul slujirii, la părtășie. Primii credincioși stăteau la în învățătura apostolului în rugăciune, în, în părtășia și la cina Domnului. Pe problema respectivă nu se pune problema acestei unei entități inteligente, da, din afara spațiului ființei umane, dar vreau să spun că în momentul de față, pentru a face aceste servicii, doar pentru a ne ajuta pe noi, nu avem nevoie. Chiar nu avem nevoie. Într-adevăr, dacă mergem la studiu, la alte aplicații pe care le facem, la nivel personal putem să folosim, tot așa astfel încât să păstăm decența, să spunem, echilibru și să nu uităm că suntem oameni. Dar în ceea ce vrește închinarea, părtășia, rugăciunea, părtășia, relația asta cu Dumnezeu și cu noi înșine, asta în nu adunar, se schimbă. Niciodată nu vom avea nevoie de. Deci creștinismul dăinuiește de 2000 de ani, peste 2000 de ani, fără ajutorul inteligenței artificiale și va mai dăinuie și în continuare. De aceea chiar există undeva în Vechiul Testament, Dumnezeu spune, rămâneți pe cărările vechi, acele căi pe care Dumnezeu a cerut poporului său să pășească și Domnul Isus Hristos, Mântuitorul, ne spunea că ele calea adevărul viața și sunt lucruri care nu pot fi înlocuite. Ele, da, pot fi adaptate de la o generație la alta, dar cerințele Domnului rămân imperative pentru viața noastră de credință. Suntem pe final de emisiune și aș vrea să îți dau posibilitatea să adresez așa un mesaj ascultătorilor noștri, telespectatorilor, așa o concluzie un gând pe subiectul nostru, inteligența artificială, impactul ei asupra societății, ca un specialist, ca unul care te folosești de tehnologie și lucrăm, iată și aici în studio, noi ne folosim de Clar. tehnologie folosim inteligența artificială, inclusiv acum când discutăm împreună. Și, stimați prieteni, stimați telespectatori, radioascultători, vreau să spun următorul lucru, că, țineți minte, e bine să fim deschiși, să nu fim încuiați, să nu fim izolați, să nu ne închidem în propriile noastre, să spunem așa, căsuțe, bisericuțe și tot astfel încât să fim deschiși la tot ce înseamnă, să fim atenți la ceea ce se întâmplă inclusiv la dezvoltarea tehnologiei informației a inteligenței artificiale. Dar să nu uităm că mai presus de inteligența artificială este inteligența naturală și mai presus am de inteligența naturală este ceea ce am numit noi astăzi inteligența spirituală dar de fapt este clăuzirea divină, este clăuzirea Duhului Sfânt. Și dacă am avea de ales între uh, suntem într-un impas și uh, am merge așa într-o ordine să spunem, a priorităților, a, cu cine să mă consult mai întâi, luați în ordine aceasta. Când un, un, aveți o problemă, un gând, un sfat, căutați sfatul acesta la Dumnezeu, cereți călăuzirea Duhului Sfânt, în rugăciune și Dumnezeu vă va da un răspuns. Nu puneți inteligența, computerul, mașinăria înaintea inimii dumneavoastră și nici inima dumneavoastră înaintea Duhului Sfânt. Asta este ordinea. Dumnezeu, omul mașină. Asta este ordinea. Haideți să păstrăm ordinea aceasta creată a lui Dumnezeu și țineți minte că ori de cât, oricât s a trebui omul să facă ceva, este absolut o dovadă a imposibilității de măcar, nici măcar de a se apropia de ceea ce a făcut Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu este unic și nici o altă perfect. ființă. perfect. Nu va putea copia uh, ceea ce a făcut Dumnezeu. Amin. Cătălin, îți mulțumim pentru disponibilitatea ta și aceste gânduri pe care le-ai împărtășit cu noi. Îți dorim multă binecuvântare în slujire, în lucrare, în carieră și te mai așteptăm cu drag să poate să mai dezvoltăm subiecte din zona aceasta IT, a securității, a inteligenței artificiale. Mulțumesc și mult, Daniel. Mulțumesc pentru colaborare, pentru prietenie. Suntem doi oameni care tragem la același jug. Uneori ne schimbăm rolurile din moderator în invitat. La vă, Doamne, pentru tot ce face. Binecuvântare în lucrarea de rugire și vouă și Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Mulțumim. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Provocări și Perspective Actuale. Îi mulțumim lui Cătălin pentru că a fost cu noi, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci fiți binecuvântați!